Salutare! De ce nu ne amintim viețile anterioare? De ce nu ne amintim experiențele pe care le-am trăit în alte vieți? Eu m-am întrebat de foarte multe ori și cred că am un răspuns pe care o să-l împart cu tine. Desigur, numai dacă tu crezi că sufletul nostru evoluează și se reîncarnează în diferite corpuri pentru a căpăta experiență și a explora alte dimensiuni și realități. Salutare și bine te-am găsit la un nou vlog Experiențele lui Dragoș. Eu sunt Dragoș Roșu, hipnoterapeut și coach și pe acest canal vei găsi informații foarte interesante despre dezvoltare personală și spiritualitate. Dacă ești nou pe canalul meu, amintește-ți să dai un subscribe, să apeși și pe clopoțelul magic astfel încât să primești notificări atunci când postez câte un video nou. Așadar, oare de ce nu ne amintim viețile trecute și este atât de important să ni le amintim? În primul rând aș vrea să vă spun că vieți trecute nu ar fi un termen foarte bun de folosit în acest vlog, pentru că ceea ce cred eu și ceea ce fizica a demonstrat este că există mai multe dimensiuni și mai multe planuri care se întretaie sau nu și care cumva există toate în același timp, simultan. Așadar, vieți anterioare se referă mai mult la trecut. Dar viețile noastre sau existența sufletului nostru pe mai multe planuri ar putea fi și în viitor, ar putea fi și în anumite realități paralele. Așa că pentru moment o să le spunem alte vieți, pentru că ele se pot situa pe diferite planuri. În primul și primul rând nu ne amintim aceste vieți trecute sau paralele, pentru că emoțiile de acolo ar putea să fie prea mult pentru cât putem noi duce aici în viața aceasta. Și când spun asta, mă refer că este posibil ca în alte vieți să fi fost criminal sau să fi fost un om al străzii sau să fi fost un om foarte bogat și foarte influent. Toate aceste lucruri sunt destul de traumatice pentru o persoană normală și atunci, dacă noi am avea nu una, dar hai să spunem mai multe vieți, 10 vieți, 20 de vieți pe care ni le amintim și primim toată informația aceasta în același timp, ar fi mai mult o suferință pentru noi, ar fi o povară să ducem efectiv în spatele nostru toate acele experiențe, gândindu-ne că poate, uite ce om rău am fost, am omorât pe cineva, sau uite ce sărac am fost, sau uite ce bogat am fost și acum în viața aceasta nu mai am acel lucru. Și atunci, toate aceste lucruri ar aduce doar suferință. Doi la mână ar fi că noi deja avem foarte multe gânduri care ne preocupă, foarte multe lucruri de rezolvat în această viață. Trebuie să ținem cont de atâtea aspecte ale vieții, de relațiile noastre, de relația cu noi înșine, relația spirituală, de mintea noastră, de cultura noastră generală, de a învăța lucruri, de a ne câștiga existența. Și toate aceste lucruri necesită timp, necesită concentrare. Dacă noi am primit în interiorul minții noastre toate aceste experiențe și le-am lăsat să curgă efectiv, atunci am înnebunit dacă nu am avea efectiv mintea destul de puternică pentru a înțelege aceste experiențe și pentru a le digera, pentru a lua învățăturile din ele. Așadar, povara mentală, emoțională ar fi foarte, foarte grea și ne-ar fi foarte greu să managerem efectiv și lumea asta și alte lumi. Dar, cu toate acestea, există foarte multe persoane, chiar și copii și adulți, care își amintesc anumite vieți trecute, chiar dacă unele par câteodată un vis. Eu personal am întâlnit deja persoane care ori și-au văzut vieți trecute într-un mod absolut spontan și natural, ori am vorbit cu anumite persoane care își se pot întoarce și vedea singur aceste vieți trecute și am întâlnit și persoane care de mici au știut că de fapt erau într-un alt corp și acum au tranzitat într-un alt corp și misiunea lor din viața anterioară ei încă o continuă în viața aceasta. Nemai spunând că eu de fapt lucrez cu regresie în alte vieți, regresie în vieți anterioare cu clienții mei și eu sunt facilitatorul pentru ca anumite persoane să aibă această experiență, să vadă ce au fost în alte vieți. Așadar, dacă este prea greu să manageriem aceste experiențe, de ce lumea le are totuși? De ce unii le au în mod spontan și de ce există regresie în alte vieți? De ce facem acest lucru? Părerea mea este că în evoluția noastră spirituală fiecare suntem foarte diferiți. Chiar dacă la un nivel de atomi, celule, funcții ale corpului, cu toții funcționăm la fel. Sistemul nostru sau mașinăria asta pe care o numim corp funcționează la fel. Dar, cu toate acestea, noi avem experiențe diferite trăite de-a lungul vieților, pe parcursul existențelor noastre în alte dimensiuni. Așadar, pot să spun că noi avem diferite grade de evoluție sau, mai frumos spus, ar fi că fiecare ne amintim în ritmul nostru cine suntem noi cu adevărat sau de unde am plecat, din sursă. Și atunci, astea fiind zise, fiecare accesează cât de mult îi se dă sau cât de mult poate sau
cât de mult îi este confortabil pentru el în viața actuală. Dacă sufletul lor le spune că au mai trăit și în alte vieți și există anumite sincronicități sau anumite vise foarte puternice, anumite memorii și persoana aceasta vrea să afle mai mult, este pentru că a venit timpul, a venit timpul să afle mai mult. Sunt și de asemenea persoane care deja văd acele vieți în mod spontan pentru că ele au o misiune foarte importantă în această viață și misiunea lor din această viață este corelată cu ce s-a întâmplat în alte vieți. Așadar, ei au nevoie să știe despre aceste experiențe, ori pentru a nu le repeta, ori pentru a face mai bine, ori pentru a evolua. Și tot același este și motivul pentru care noi facem regresii în alte vieți, este de a evolua, este de a vedea ce ai fost și cum te influențează comportamentul, caracterul acelei vieți anterioare, ce informații ai adus tu de acolo în această viață reală și cum poți să le elimini sau să iei anumite trăsături de caracter, de personalitate care sunt pozitive și benefice pentru viața ta aici și acum. Și ultimul aspect pe care aș vrea să-l vorbesc cu voi, care este o părere strict personală, nu este o părere medicală pentru că nu sunt doctor, dar este o perspectivă spirituală care este a mea, probabil că este deja întâlnită și la alte persoane, este vorba despre schizofrenie. Și ce cred eu că este schizofrenia și care este legătura cu viețile trecute? Așadar, din punctul meu de vedere, schizofrenia, personalitatea multiplă și alte afecțiuni și tulburări de personalitate în care persoana se identifică cu diferite personalități în același timp sau le schimbă, toate acestea se întâmplă datorită conexiunii acestei persoane cu anumite planuri, cu anumite existențe și dimensiuni din alte vieți. De multe ori persoane cu schizofrenie nu ajung niciodată să fie vindecate total, nu ajung efectiv la rădăcina problemei. Și aceasta mă duce cu gândul la următoarea chestie. Dacă aceste persoane aud și câteodată văd și comunică cu anumite personalități care sunt ale lor, din punct de vedere spiritual, ce cred eu este că ele au un contact foarte puternic cu alte existențe de ale lor din alte vieți. Existențe care ar putea fi traumatice, existențe care cumva persoana aceasta nu le-a uitat atunci când a venit pe această planetă și încă păstrează un contact cu ele. Ori pentru că nu a acceptat aceste procese trecute, ori pentru că aceste procese au fost atât de puternice încât persoana le-a luat cu ea în această viață. Așadar, persoanele cu acest gen de diagnostic nu cred că sunt niște persoane nebune, efectiv cum se spune, ci dimpotrivă au o deschidere foarte mare spirituală, dar datorită incapacității de a controla aceste daruri, aceste sentimente, ele nu pot să facă diferența între cine sunt aici și acum și cine au fost în alte existențe. Și asta mă face să mă gândesc de multe ori că noi judecăm foarte mult și mai ales dacă vedem persoane care sunt într-o condiție fizică precară sau care sunt în scaunul cu rotile sau au niște boli foarte grave, noi tindem să îi considerăm cumva neputincioși, să le plângem de milă, când de fapt la nivel spiritual ei pot fi niște ființe foarte evoluate, foarte deschise și care acum în această viață au o misiune foarte importantă de a avea această experiență foarte grea pentru a se ridica foarte mult pe scara sufletului, pentru a evolua foarte puternic și pentru a face un pas mare și a ajunge în alte planuri de existență superioară. Cum v-am obișnuit și în alte vloguri, dacă vă doriți o sesiune de regresie în alte vieți sau hipnoterapie, aveți un link aici mai jos pe care puteți să-l accesați, să intrați direct în contact cu mine și să vă programați ședința. Dacă sunteți curioși cum ar fi regresia în alte vieți sau dacă aveți o problemă pe care vreți să o tratați cu hipnoterapia, care tratează foarte, foarte multe lucruri și într-un ritm foarte rapid, vă rog să-mi scrieți și eu vă voi răspunde cu mare drag și vă voi da toate detaliile necesare. Dacă ți-a plăcut acest vlog, te rog să-mi lași un like, să-mi dai și un subscribe dacă ești nou pe canalul meu și mai ales să comentezi, să-mi spui părerea ta despre aceste lucruri, să-mi spui dacă ești de acord cu mine sau nu. Eu sunt deschis la păreri contradictorii și chiar vreau să știu ce crezi tu despre tot ce am povestit aici. Pa, pa!